Ce-am visat, ce-am câștigat? Ce-am visat, ce-am câștigat? Mare atenție că visele astea de miercuri spre joi se cam adeveresc. Cel puțin așa zice cartea, dar nu știu, na. Oricum, e o simbolistică și asta, da? Bine, Eugen, fii atent aici că-ți voi vorbi despre șarpele care ne invadează bucuros visele și este una dintre imaginile onirice cele mai frecvente. Rămâne în același timp una din expresiile majore ale inconștientului nostru. Simbolismul acestui animal târtor cu sânge rece este multiplu și ne permite diverse interpretări. A vedea mulți șerpi într-o groapă simbolizează ghinion în dragoste și în afaceri. Dacă reușiți să omorâți un șarpe în vis, doar în vis, înseamnă că veți reuși să vă înfrângeți și dușmanii. Un șarpe negru înseamnă că se anunță o primejdie și definește pesimismul, ceea ce poartă ghinion, desigur. În cazul în care porți un dialog cu un șarpe, aici mare atenție, în timp ce visezi, este un semn că îți vei manifesta potențialul și vei avea deschidere în fața oportunităților noi care se vor ivi în viața ta. Adică te vei angaja, vei vorbi cu șeful. Șerpii în apă simbolizează temeri inconștiente sau un potențial de vindecare emoțională. Șarpele în vis sunt colăcit, e semnul oboselii și al faptului că trebuie să ai grijă de sănătate. Dacă visezi că te mușcă un șarpe, înseamnă că ai temeri sau îngrijorări în viața de zi cu zi. Un șarpe colorat înseamnă că ești supus tentațiilor. Dacă șarpele este în iarbă, urmează să ai noroc în amor. Visul în care vezi un șarpe singur și ți este frică de el, simbolizează teama ta pe care o ai față de cineva cunoscut. Șarpele în vis este deopotrivă un simbol al vieții, căci al morții, al luminii și întunericului, al sacrului și al profanului, al vizibilului și al invizibilului. Materie și spirit în această dimineață.